din punctul meu și al nostru de vedere, este insuficient pentru a putea să dezvoltăm fiecare domeniu important pentru viața economică și socială a județului. Deci este absolut necesar să detaliem și să venim cu strategii pe fiecare domeniu. Doamna Lenica Popov a prezentat domeniul la care lucrăm de câteva luni. Suntem avansați. Acum suntem astăzi la a prezenta și a discuta despre strategia de sănătate a județului Alba. După cum știți, primul demers a fost făcut de colegii de la Direcția Sănătate Publică și noi acum venim să, cum să spun, să completăm și să avem o strategie pe trei județe, așa cum a fost și cea inițială, dar care în final să fie discutată, dezbătută cu toți cei interesați și mă refer în afară de cei care lucrează în Institutul de Sănătate și cu asociațiile de, care reprezintă pacienți sau organizațiile specifice de domeniul sănătății, dar și cu populația, și cu administrația publică și cu toți, toți, pentru că această strategie trebuie, și aceasta și ca și celelalte, trebuie să fie o strategie a județului Alba, nici a Consiliului Județean, nici a Direcției de Sănătate Publică, nici a Casei de Asigurări de Sănătate sau unui spital sau altul. Deci trebuie să fie o strategie pe care trebuie să fie a noastră, a tuturor, a celor care locuim în județul Alba.